În numele Domnului Hristos deschidem serviciul divin cu imnul În Domnul găsesc adăpost și vom intona primele trei strofe. Tatăl nostru din cerul, te rugăm că ne-ai fost adăpost și pentru grija ta părintească, pentru dragostea Fiului care s-a jertfit pentru noi și pentru îndemnul Duhului Cel Sfânt care ne-a chemat și ne-a îndemnat să venim în locul acesta. Mulțumim pentru sabatul Tău Cel Sfânt, învață-ne cum să serbăm și cum să sfințim. Mulțumim pentru lucrarea Îngerilor Cei Buni care ne-a păzit la plecare și la venire și de multe ori n-am dat seama câte primejdii am fost și ei au băgat asupra noastră. Mulțumim pentru sabatul Tău Cel Sfânt, pentru cuvântul Tău că a rămas pentru noi ca o moștenire. Te rugăm ca să binecuvântezi solul Tău în această stare, ca să și să-L împuternicezi, să poarte solia care vrei să ne transmiți nou. Ajută-ne ca să putem destelăni un ogor nou și să nu mai semănăm pe cărări bătătorite. Lucrarea Duhului Tău Sfânt cerem în continuare ca să ude cuvântul și să ajute să aducă rod în viața noastră. Binecuvântează orice suflet care, din dragoste pentru Tine, a ales partea cea bună această seară și a venit în fața Ta. Binecuvântează-ne și nu lăsa niciun suflet nebinecuvântat de Tine. În brațul Tău ne predăm și te rugăm ca să completezi slaba noastră rugăciune din măgostirile bunătății Tale, căci Te-am rugat în numele Lui Iisus. Amin. Amin. Vreau să spun un bun venit tuturor celor ce în seara aceasta și-au rupt o bucată de odihnă și-au hotărât să vină aici. Înainte să încep cuvântul Domnului, vreau să mai spun o dată bun venit de data asta, să ne audă și cei ce ne urmăresc. Bun venit vizitatorilor noștri și în mod special familiei Lupu Săvel. Frate Lupu, vreți să veniți puțin aici lângă mine? Nu v-am spus nimic înainte, dar asta este. Veniți încoace să ne povestiți puțin de unde veniți. Știți, de o vreme, sau începând din sabatul acesta, începe să bată vânt de conferința generală. Se pare că sunteți unul dintre primii care veniți încoace, așa că bine ați venit la noi. Bun găsit! Vă doresc din suflet o ședere binecuvântată. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. Și de asemenea, un timp extrem de roditor pentru dumneavoastră, soție și fică, da? Avem să ne dea Dumnezeu
Spuneți-ne câteva rânduri de vorbe, așa despre dumneavoastră, despre ceea ce ne puteți spune ca să ne bucurăm în seara asta. Mâine seară vom fi împreună, poate și mâine la Sfânta Cină, dar... Prin harul Domnului, te rânduiți. Dar haideți, introduceți-ne puțin în lumea pe care o reprezentați. Sunt bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră și vreau să vă salut cu pacea Domnului Iisus și să aduc cu mine salutul frățesc al frățietății din România, în mod special din dulcea noastră Bucovina. De câțiva ani sunt în Suceava pastor și mă bucur împreună cu frații de acolo să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu în fiecare sabat. De fapt, noi suntem trei, adică eu, soția și Naomi. Dar nu despre asta vreau să vă spun. Suntem trei frați și toți trei lucrăm în via Domnului. Fratele mai mare, Lucu Benon, este pastor la Roma. De câțiva ani de zile lucrează acolo, în Biserica Adventistă de ziua șaptea din Roma. Eu pastor în Suceava acum și fratele nostru Doru, fratele mai mic, este pastor la Bacău și lucrează la Conferința Moldova ca și trezorier. Într-adevăr, sunt delegat la Conferința Generală și am venit în Loma Linda ca să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să mă întâlnesc cu rudele mele și bunul Dumnezeu să le binecuvinteze pe fiecare dintre dumnealor. De fapt, binecuvântarea cerului să fie peste noi toți în acest sabat. Mă bucur că este un sabat de Sfântă Cină, un sabat de părtășie, un sabat de închinare înaintea lui Dumnezeu. Mă bucur pentru cuvintele frumoase de bun venit pe care mi le-ați spus și binecuvântarea Domnului să fie cu noi cu toți în acest sabat special. Vă mulțumesc! Să se împlinească dorințele, rugăciunile și vorbele de binecuvântare. Fraților, astăzi este o zi mare. Curtea Supremă din Statele Unite a acreditat căsătoria homosexuală în cele 50 de state din Statele Unite ale Americii. Am în față un răspuns al lui Franklin Graham, pe care mi l-a pus la dispoziție fratele Ionel. Eu am citit altele, dar acesta îmi place că este foarte scurt. El spune următoarele lucruri. Cu tot respectul față de curtea, de înalta curte, ceea ce se întâmplă aici, zice el, sau ceea ce, cu tot respectul față de Curtea Supremă, Curtea Supremă nu a definit ea căsătoria în așa fel încât să îi stea în putere să o redefinească, cum a făcut-o aici sau astăzi. Cu mult înainte ca să existe vreun guvern uman, căsătoria a fost creată de unul care a creat omul și femeia, atotputernicul Dumnezeu. Și deciziile sale nu sunt subiectul revizuirii umane, chiar dacă această revizuire este făcută de o curte federală. Dumnezeu este clar despre definiția căsătoriei în cuvântul Său. De aceea, un om va lăsa pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de soția sa și astfel vor deveni un singur trup. Încheie el, mă rog ca Dumnezeu să ocrotească America de judecățile sale, deși, prin acțiunile noastre ca națiune, noi îi dăm din ce în ce mai puține motive să facă lucrul acesta. Astăzi noi am hotărât împreună să schimbăm unul dintre darurile edenice pe care ni l-a dat Dumnezeu, și anume căsătoria, și am schimbat-o. Și am schimbat-o atât de dramatic încât am schimbat-o împotriva firii, nu împotriva moralității. Moralitatea este porunca lui Dumnezeu, dar când noi schimbăm ceea ce Dumnezeu a lăsat chiar împotriva firii, împotriva vieții, împotriva naturalului, atunci lucrul acesta ține de răzvrătirea noastră, mai mult decât de neștiința noastră. Este un act de răzvrătire. În condițiile în care răsturnăm lucrurile deja stabilite de Dumnezeu, stau să mă gândesc cum vom accepta noi alte lucruri care țin de reabilitarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Adică am schimbat astăzi căsătoria, credeți că am vreo șansă să cred că vom accepta ca noi să reabilităm sabatul biblic al lui Dumnezeu pe care l-am schimbat acum 1000 de ani în urmă?
Deci dacă schimbăm împotriva lui Dumnezeu legi care sunt, vom reabilita noi porunca lui Dumnezeu, porunca divină care așteaptă să fie și pe care îndrăznim să o propovăduim lumii, cum că este nevoie în sfârșit să reabilităm adevărata închinare? Deci, cele două daruri ale lui Dumnezeu din Eden, căsătoria și sabatul, se pare că le pierdem datorită răzvrătirii. Poporul lui Dumnezeu este chemat să ia poziție azi. Frații mei, suntem într-un sabat de Sfânta Cină. Ceea ce voi spune astăzi ar dori să ne pregătească pentru acest lucru. Vă voi invita să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronomul 30 și apoi pe temeiul acestui text vă voi invita să analizăm puțin drumul pe care pășim. Deuteronom 30. Versetele 19 și 20. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale. Și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Abraham, Isaac și Iacov. Cumva sub imperiul acestor cuvinte care leagă binecuvântarea unei țări de ascultarea lui Dumnezeu, cumva sub imperiul acestor cuvinte, Franklin Graham își încheie protestul său împotriva ceea ce s-a întâmplat astăzi, spunând: mă rog lui Dumnezeu să apere America de judecățile sale, deși prin acțiunile noastre ca națiune noi îi dăm lui din ce în ce mai puține motive să facă asta, adică să ne apere. Frații mei, vom reveni puțin mai târziu la acest lucru. Dați-mi voie să încep altfel. Media, vă rog, ajutați-mă cu primul slide. E o provocare. Este o provocare în funcție de gândirea noastră. În cartea Sfaturi pentru Servicii Creștine, pagina 226, avem cel mai măreț adevăr, cea mai măreață nădejde, cea mai măreață credință, ce au fost vreodată încredințate omului și vrem să le prezentăm lumii în caracterul lor cel mai înalt. Cum vi se pare? Poftiți? Mai credeți așa? Dacă mai credeți așa, vreau să vă spun că sunteți depășiți. Nu se mai crede așa. Astăzi nu se mai spune așa. Astăzi, dacă cumva spui lucrul acesta, înseamnă că ești lipsit de umilință, lipsit de smerenie. Cum adică noi avem cel mai măreț adevăr? Cum adică noi? Ce, avem noi adevărul? Avem noi adevărul? Frații mei, vă mulțumesc și mă bucur că spuneți da, dar din ce în ce mai mult de la anvoanele noastre se afirmă într-o modestie extraordinară: noi n-avem adevărul, fraților, toți, ce, avem noi tot adevărul? Și unii au adevărul, și ceilalți au adevărul, și ceilalți au adevărul. Iar, pentru ca să ajungem la un adevăr complet, ce trebuie? Cum îndrăznești tu să spui că ai adevărul? Adică, dacă spui că tu ai adevărul în conformitate cu această afirmație, înseamnă că tu te poziționezi cum față de ceilalți? Mai sus. Și din cauza asta nu-i tolerezi pe ceilalți. Pentru că tu ești mândru. Iar mândria este una dintre viciile vechi.
Creștinii, cei ce gândesc în felul acesta, sunt acuzați în felul acesta de mândrie, de intoleranță, de tot ceea ce este mai rău. Și din cauza aceasta, în ultima vreme, noi nu mai spunem că Dumnezeu ne-a dat nouă ca și popor prin cuvântul lui Dumnezeu. Încă o dată, media. Ne-a dat cel mai măreț adevăr, cea mai măreață nădejde, cea mai înaltă credință. Nu mai spunem lucrul acesta. Ați observat în timp ce pierdem această perspectivă, dorința mea de a spune și celorlalți acest lucru, dorința mea de a împărtăși celorlalți acest cel mai măreț adevăr, cea mai măreață nădejde, cea mai măreață credință, dispare. Eu nu mai vreau să spun și celorlalți, pentru că până la urmă eu am o parte de adevăr, ceilalți au o altă parte de adevăr, ceilalți au o altă parte de adevăr. Toată lumea are adevărul și toată lumea n-are adevărul. Păi avem sau n-avem? De la amvoanele Bisericii Creștine, pentru prima dată acum câțiva ani de zile în urmă, mai mulți ani de zile, am auzit următoarea idee. Frații mei, n-are rost să credem că vreunul dintre noi este singurul care deține adevărul lui Dumnezeu. Noi suntem așa cum stătea poporul Israel la piciorul muntelui Sinai și Dumnezeu este deasupra. Și unii se urcă pe aici, alții se urcă pe aici, alții se urcă pe aici, alții se urcă pe aici. Fiecare cu calea lui. Important e că atunci când ajungem sus, ce se întâmplă? Ce se întâmplă când ajungem sus? Ne întâlnim unii cu alții și cu Dumnezeu. Și am zis, o interesantă imagine, m-am gândit eu la asta, până când, în timp ce studiam istoria religiilor, am descoperit că imaginea respectivă nu e imagine creștină. Imaginea creștină este imagine hindică. Hindușii, datorită faptului că au foarte multe... Hinduismul este o sumă de religii locale. N-au o, aceeași religie peste tot. În satul X e o religie, în satul Y o altă religie, în satul Z o altă religie, dar până la urmă toți au niște elemente comune. Și atunci, ca să justifice această comunitate de religii, hinduismul a creat această imagine și a zis, domnule, nu contează. Muntele, asta este imaginea, muntele, zeii ne așteaptă sus, unii vin drept, alții ocolesc și cei ce ocolesc le ia mai mult timp, alții care urcă drept le ia mai puțin timp, dar până la urmă toți ne întâlnim sus. Când am importat noi imaginea asta din hinduism în creștinism, nu știu și nici nu mă interesează. Spre surprinderea mea, am aflat-o aici. Cum vi se pare imaginea aceasta vis-a-vis de textul care spune iau cerul și pământul martori înaintea voastră că ți-am pus înainte viața și moartea? Cum vi se pare? Muntele. Lasă că toți vom ajunge sus. Iar textul spune ți-am pus înainte doar două căi. Și căile astea nu se întâlnesc. Căile astea nu se întâlnesc. O cale merge la moarte, iar cealaltă merge la viață. Atât. Ai numai două, n-ai nici măcar trei. Ai doar două. Și în timp ce o cale este moarte, cealaltă trebuie să fie viața. Din cauza aceasta recitesc ceea ce v-am prezentat la început și rog media să mă ajute iarăși. Avem cel mai măreț adevăr, nădejde și credință ce au fost vreodată încredințată omului și vrem să le prezentăm lumii în caracterul lor cel mai înalt și cel mai sfânt. Și frații mei, acum, ca o paranteză pentru noi cei ce suntem aici, avantajul care ne face să fim smeriți și nu mândri este faptul că acest adevăr nu ne aparține nouă, ci este dat întregii lumii. Dacă lumea vrea să-l primească, îl va primi. Dacă lumea nu vrea să-l primească, nu-l va primi. Însă bucuria mea este să-l vestesc întregii lumii în caracterul lui cel mai înalt.
Și acum, pentru ca să înțelegem întotdeauna contextul în care este pus o afirmație, haideți să mergem mai departe citind. Deci, după media astăzi va trebui să fie foarte aproape de mine pentru că voi face apel de multe ori la ei. Primul slide. Avem cel mai măreț adevăr, nădejde și credință ce au fost vreodată încredințate omului și vrem să le prezentăm lumii în caracterul lor cel mai înalt. Și urmează, eu m-am oprit aici, dar urmează al doilea slide. Și acum, noi nu vrem să cerem iertare lumii pentru că avem curajul să credem acest sacru și prețios adevăr, ci vrem să umblăm smeriți cu Dumnezeu ca niște instrumente slabe cărora li s-au încredințat cele mai înalte solii adresate vreodată lumii. Frații mei, nu-i vorba de mândrie, nu-i vorba de exclusivism, nu-i vorba de intoleranță. Cei ce prezintă aceste adevăruri sunt cele mai slabe sau instrumente slabe cărora li s-au încredințat cele mai înalte solii. Omul n-are nicio calitate în sine. Singura calitate ce poate să fie prezentată este calitatea soliei a mesajului. Din cauza asta vrem să-l prezentăm într-un caracter înalt. Într-o vreme în care postmodernismul ne spune că nu mai avem absoluturi, cu alte cuvinte, nu mai există valori absolute. Dumnezeul meu este Dumnezeul meu. Dumnezeul tău este Dumnezeul tău și Dumnezeul celui care nu vine astăzi la biserică, ci se duce mâine, este Dumnezeul lui. Dar până la urmă, fiecare avem doar o imagine despre Dumnezeu. Imaginea mea, imaginea ta, imaginea lui. Care imagini vor fi desăvârșite în imaginea lui Dumnezeu abia la venirea sa? Înțelegeți? Înțelegeți? Am stat pe un platou împreună cu fețe religioase. Un iezuit romano-catolic, un reprezentant ortodox, un rabin și am fost și eu. Pe subiectul celor 10 porunci. La un moment dat am ajuns la problema sabatului. M-am adresat omului de lângă mine care era rabinul, așteptând să văd concepția lui despre sabat. Iar el a răspuns așa, fiecare cu tradiția lui. Așa cum am primit. Sabatul e al nostru, că așa am primit, spun evrei. Duminica este a creștinilor, iar vinerea este a musulmanilor. Preotul ortodox amintea joia ca fiind ziua în care țiganii fac nunți, deci au și ei joia. Deci până la urmă cum e? Fiecare cu Dumnezeul lui, dar să știți un lucru, că Dumnezeu nu ține cont de că unul este sâmbătă, altul e vineri, altul e duminica. Dumnezeu ține cont de faptul că fiecare vrem să ne închinăm lui, dar numai că nu ne înțelegem noi. Înțelegeți? Noi vrem să ne închinăm lui, dar aici pe pământ noi nu ne înțelegem. Fiecare ținem de ziua cui? De ziua noastră. În Vechiul Testament există ceva asemănător, se numește Baal. Ce înseamnă Baal în Vechiul Testament? Baal în Vechiul Testament înseamnă simplu domn. Domn. Nici măcar un Dumnezeu anume. Domn. În așa fel încât. Filistenii aveau câte un Baal pentru fiecare sat al lor. Am vorbit de Hindu înainte, de religia hindică. La fel era între filisteni. Deci avea un Baal aici, domn al satului acestuia, un Baal dincolo care era domn al satului celuilalt, un Baal dincolo care era domn al râpei celelalte. Și dacă la un moment dat venea și Jehova,
Pentru că era vecin, era dincolo, era în Israel. Dacă venea și Iehova, nu era o problemă, nicio problemă, că era și el tot un domn, tot un Baal. Și așa, fiecare cu domnul lui făcea împreună un Baal. Și sub numele de Baal putea să intre și Iehova. Intra? Logic, intra? Mă, fraților, logic, intra. Dar cum intră un Baal la Bumbești, altul în, ziceți dumneavoastră, alt sat din România și așa mai departe, de ce să nu intre un oricâți domn din alte sate? Oricâți domn din alte sate. Intră. De asta mă surprinde Ilie. Pentru că teoria asta, la un moment dat, a cucerit tot Israelul. Și a zis așa, dar ce mare lucru, ce nu putem să fie, dacă ei acceptă și Domnul nostru, nu poate să fie și Iehova un Baal? Nu poate să fie Iehova și el un Baal? Poate sau nu poate? Și tot poporul a zis, poate, de ce nu? Mai ales că ne prinde bine, sunt filistenii, sunt vecinii noștri, facem comerț cu el, cu ei, ne ajută, ne prinde bine un Baal, să fim și noi un Baal. Și în condițiile astea, când tot poporul a acceptat teoria asta și când preoții Baalilor străini au intrat pe teritoriul lui Israel, de-au ajuns în număr de vreo 400, Baal, de Baal și 400 de-ai soției lui, că soția lui Baal era Astartea. Deci fiind un cuplu soț-soție, 400 unul, 400 altul, se făcură vreo 850 în total. De aproape 1000, când au intrat 1000 de preoți, de la sidonieni, de la filisteni, au intrat în țară, tot poporul a zis, gata, asta este noua religie. Aici mă surprinde Ilie. Ilie la Muntele Carmel. Vă aduceți aminte? Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă vreți să mergeți după Iehova, mergeți după Iehova. Dacă vreți să mergeți după Baal, mergeți după... Păi dar ce sunt deosebiți? Sunt deosebiți? Vă spuneam că astăzi, fiind puțin sub imperiul acesta al noii legi care s-a dat, am citit destul de multe materiale și la un moment dat am luat de pe internet un interviu cu unul dintre preoții care este susținător al căsătoriei homosexuale, el însuși fiind din branșa asta. Și el spune așa, zice, Domnul Iisus Hristos n-are nimic împotriva homosexualilor în Evanghelii. Sunt câteva texte care ar putea să fie împotriva practicii homosexuale și Pavel, într-adevăr, este unul, la un moment dat, el se ridică și afirmă destul de puternic poziția sa împotrivă. Dar pentru că Domnul Iisus Hristos nu este împotriva acestei practici, noi suntem cu Domnul Iisus Hristos. Și aș putea să mă adresez lui Pavel, Pavel, oare nu cumva greșești? Da. Oare nu cumva greșești? Ajungem în secolul 21 să punem în opoziție pe Iisus Hristos și apostolii Lui. În mod surprinzător, mintea noastră ne conduce la ideea că Iisus Hristos a învățat una și apostolii au învățat alta și că din Scriptură nu mai rămâne nimic. El, Pavel, care spune, calc pe urmele lui Hristos, este chestionat de un, așa zis, creștin din secolul 21. El, apostolul lui Iisus Hristos, care a primit de la Domnul ce a fost învățat, el care a primit de la Domnul, care a mers până în al treilea cer,
El este contestat de unul care se pare că nu mai știe să citească Sfânta Scriptură. De unde apare, răzvrătirea aceasta extraordinară care suntem caracterizați astăzi? Frații mei, nu este vremea astăzi de a ne indigna. Este doar vremea de a înțelege că e timpul ca Dumnezeu să lucreze. Și dacă Dumnezeu este gata să lucreze, vreau să vă întreb, mă va putea folosi pe mine? Asta este întrebarea. Sunt eu suficient de apropiat de Dumnezeu ca să mă poată folosi? Pentru că mi-e rușine să spun, că am tot adevărul. Mi-e rușine să spun că am tot adevărul. Și vă rog frumos, de acum încolo, să fiți atenți. Dacă veți mai auzi vreodată pe cineva de la învonul acesta spunând că noi n-avem tot adevărul, aduceți-vă aminte de citatul acesta. Cel puțin de acesta. Aduceți-vă aminte de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ți-am pus înainte viața și binecuvântarea. O știi! Să nu mai spui că nu știi. Următorul citat. Alb, negru sau gri. Frații mei, un alt concept cu care copiii noștri sunt din ce în ce mai mult obișnuiți este conceptul de gri. Ce e conceptul de gri? Orice problemă, noi am fost învățați să o analizăm în contextul de bine și rău. Concepte morale pe care Dumnezeu ne-a învățat să le folosim. Bine și rău. Sfânt și păcătos. Mă refer la conceptele morale. Nu mă refer la o mașină, dacă o cumpărăm, să fie de culoare neagră sau roșie. Nu despre asta este vorba. Vorbim despre concepte morale. În timp ce cuvântul lui Dumnezeu îmi spune așa, îți spun înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, binele și răul, simplu, în opoziție, filozofia, educația de astăzi spune că lucrul ăsta nu mai funcționează, ci între alb și negru se află o mulțime de nuanțe în care albul și negrul vin împreună și formează un fel de gri, în așa fel încât nu le mai poți foarte clar separa. Ele cam merg davalma în anumite domenii. E, până la urmă se face negru de tot. Dar nu prea știi de unde începe negru și de unde începe albul. În așa fel încât în zona asta de aici, în zona asta unde sunt o mulțime de griuri, tu nu faci altceva decât faci slalom. Așa, printre ele, și te plimbi tu după ureche. Cum vrei. Ați auzit de lucrul acesta? La început, griul a fost destul de mic. Spațiul de griu a fost îngust. Pe măsură ce timpul a trecut, noi am împins hotarele în stânga și în dreapta și spațiul de gri este extrem de larg astăzi. Extrem de larg. Răul rău este când cineva își dă cu capul sub el. Și binele bine este doar când cineva i-a luat la cer. În rest nu se mai știe nimic. Gândiți-vă la lucrul acesta și gândiți-vă foarte mult că în felul acesta se tratează astăzi probleme serioase care țin de felul nostru de a trăi. Probleme legate de avort. Probleme legate de viață și de moarte, eutanasie în spital. Sunt probleme de etică cu care astăzi creștinismul se joacă în zona de gri. Nu le pun în zona de alb-negru. Căsătoria mai este în zona de alb-negru. Știți, am sărit de la una la alta. Probabil că eutanasia este o problemă de etică
în dezbatere. Dar în ultima vreme dezbatem foarte puternic vis-a-vis de căsătorie. Și nu mă refer la căsătoria despre care am vorbit înainte, mă refer la divorț. Divorțul mai este în zona de alb-negru sau este și ăsta în zona de gri? Păi rămân căsătorit când, cât îmi convine. Dacă nu-mi convine, nu mai sunt căsătorit. Dacă prin despărțire pot câștiga mai mulți bani, nu-i mai corect să stau divorțat și să luăm două pensii separate? E gri sau e alb-negru? Gri? Cri, 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 toamnă gri. Tare-s mic și năcăjit. Auziți, Dumnezeul cel veșnic a tras linia de demarcare între cei sfinți și cei păcătoși, între cei convertiți și neconvertiți. Cele două categorii nu se contopesc una cu cealaltă într-un mod imperceptibil, precum culorile curcubeului. Ele sunt tot atât de deosebite precum miezul zilei de miezul nopții. Unde-i griu? Eu nu vreau să spun că toate problemele se rezolvă în termenii aceștia, dar vreau să spun un lucru. Că sunt probleme pe care Dumnezeu le-a așezat în termenii aceștia și noi le așezăm în termeni de gri. Stai să vezi, frate, că e așa. Alandal. Luați, vă rog, Sfânta Scriptură. Din ce în ce mai mult, Cuvântul lui Dumnezeu ne confruntă pe noi, ne confruntă pe noi cu această provocare. Cunoaștem cuvântul sau nu-l cunoaștem cuvântul? Știți, unii dintre noi au probleme pentru că nu cunosc cuvântul. Tragedia mai mare decât faptul a nu-l cunoaște este surprinsă în cuvântul lui Dumnezeu când cuvântul spune că Dumnezeu i-a spus prorocului său: dă cartea aceasta, dă-o și spune-i să o citească. Iar preotul sau prorocul a luat cartea și a zis: nu pot citi. Deci, mai rău decât să nu știi este să nu poți nici măcar citi. De ce? Și mai departe cuvântul spune, e pecetluită. Cu alte cuvinte, nu înțeleg, nu pot citi. Luați cuvântul lui Dumnezeu. Este vremea, dacă nici acum nu înțelegem care vor fi luptele extraordinare în viitorul foarte apropiat, dacă nu vom înțelege lupta vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi nimic să ne trezească mai târziu. Nu va fi nimic să ne trezească. Poporul lui Dumnezeu va trebui să aibă o ținută morală, o ținută a cunoștinței așa de clară, încât să stea precum miezul zilei în miezul nopții. Precum miezul zilei în miezul nopții. Aduceți-vă aminte de imaginea pe care Dumnezeu a creat-o în ținutul Goșenului. Când peste tot Egiptul era noapte și în ținutul Goșenului era zi. Ăsta e Dumnezeu. Și ăsta este poporul lui. Zi. Lumină. Haideți mai departe. Există o linie de despărțire clară trasă de Dumnezeu însuși între lume și biserică, între cei ce păzesc poruncile și cei care le calcă. Aceste două categorii nu se combină. Nu se combină sub nicio formă, în nicio condiție. Frații mei, în zilele care vor urma, acest adevăr va deveni adevăr absolut al poporului Dumnezeu. Ne vom combina sau nu ne vom combina? Aici va fi toată tensiunea. Vom rămâne în cuvânt sau nu vom rămâne în cuvânt? Privind la lucrurile mari, voi spune, îmi voi da viața pentru cuvântul lui Dumnezeu. Când mă uit însă la mine așa,
Când nimeni nu mă persecută, bag de seamă că mai mint, bag de seamă că nu mă rog, bag de seamă că nu citesc, dar îmi închipui că atunci când cineva mă va obliga să calc poruncile lui Dumnezeu, atunci voi sta tare. Fraților, să nu ne păcălim. Noi ori ne trezim acum, ori în timpul acela nu ne vom putea trezi. Haideți să înțelegem lucrul ăsta. Dacă acum, văzând unde stăm, văzând ce se întâmplă, cât harul este deschis, dacă nu punem piciorul jos înaintea lui Dumnezeu, ca să cerem trezirea noastră, trezirea bisericii și ca popor al lui Dumnezeu să fim una, timpul nu ne avantajează. Ele sunt tot atât de diferite pe cum miezul zilei de miezul nopții. Diferite aceste două categorii în gusturile lor, în scopurile lor, în lucrurile pe care le urmăresc, în caracterul lor. Dacă cultivăm iubirea și temerea de Dumnezeu, vom disprețui cea mai mică încercare de a ne apropia de necurăție. Review and Herald, noiembrie 85. Îți spun înainte binele și răul. În grădina Edenului Dumnezeu a pus înaintea omului pomul cunoștinței binelui și răului. Vă rog să observați, nimic nu se schimbă. Ceea ce a făcut Dumnezeu în Eden, face și în ultima generație. A făcut și în timpul evreilor. Binele și răul. Binecuvântarea și blestemul. Alege, te rog frumos, viața. Ca să trăiești. Frații mei, am mai spus-o și altă dată, am avut colegi la școală care mi-au spus așa: eu nu pot să aleg binele decât dacă experimentez răul. Așa îmi spuneau colegii. Lasă-mă să experimentez răul. Tu știi, îmi spuneau ei, copiii nu pot să fie educați decât dacă se mai lovesc și ei din când în când, dacă mai suferă și ei, lasă-mă să sufăr. Dumnezeu așa face, ne lasă. Probabil că și noi trebuie să facem același lucru, să ne lăsăm unii pe alții, să ne lăsăm să avem drepturile noastre, în ghilimele. Dar, frații mei, să nu uităm un lucru, că te poți juca cu ciocanul, te poți juca cu, eu știu, cu sumedenie de lucruri care te lovesc, te fac să doară, înveți să nu mai faci a doua oară. Vreau să vă întreb, cu curentul electric te poți juca? Cu atomul te poți juca? Că noi astăzi ne jucăm cu atomul. Vrem să facem fuziune, fiziune și așa mai departe, tot felul de lucruri. Te poți juca cu el? Frații mei, sunt lucruri cu care nu te poți juca. Iar cuvântul lui Dumnezeu asta face, ne atrage atenția asupra faptului că putem să facem noi multe lucruri în viața noastră, dar există unele lucruri cu care dacă te joci, mori. Adică nu poți să bagi degetele în priză. Să spui după aia că m-am jucat. Nu mai apuci să spui că m-am jucat. Și nu Dumnezeu este rău pentru că tu te-ai curentat. Nu Dumnezeu este rău. Vărul meu avea un copil pe Andrei care când îi spunea nu baga degetele în priză că o să mori. Andrei întreba, mic fiind, tată, dar de ce mă omori? Tu că bag eu degetele în priză. Așa înțelegea el. De ce mă omor tu dacă eu bag degetele în priză? Uneori așa înțelegem noi că Dumnezeu e rău, el ne omoară dacă băgăm degetele în priză. Nu, Dumnezeu ne spune că sunt anumite lucruri cu care nu te poți juca. Cu păcatul nu te poți juca. Cu fără de legea nu te poți juca. Cu călcarea poruncilor lui Dumnezeu nu te poți juca. Cu răzvrătirea nu te poți juca. Cu neascultarea nu te poți juca.
În domeniul acesta există doar două lucruri, binele și răul. Nu există gri, nu există terenul ăsta de joacă pe care toată lumea aleargă. Nu, există doar atât. Iar noi știm acest lucru. Aș dori să închei cu o ultimă idee. În timp ce Domnul Iisus Hristos era înaintea lui Pilat, discuția între Domnul Iisus Hristos și Pilat a avut un caracter mântuitor. Adică Domnul Iisus Hristos se lupta să-l câștige pe Pilat. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos încerca să-i prezinte mântuirea lui Pilat, în timp ce soția lui Pilat a venit cu biletul acela în care să-l conștientizeze de faptul că vezi că omul acesta are putere divină, Pilat s-a uitat la Iisus Hristos și a început să aibă cu Domnul Iisus Hristos o polemică în legătură cu binele și răul. Și la un moment dat Pilat se uită la Domnul Iisus Hristos și întreabă, auzi, dar ce e adevărul? Să fim serios, nimeni nu știe ce e adevărul. De ce? Pentru că e atât de mult gri în viața asta. Toate se amestecă. Adevărul tău nu e una cu adevărul meu. Dumnezeul tău nu e același cu Dumnezeul meu. Lucrurile sunt atât de amestecate. Ce e adevărul? Iar el era un mare filozof și pe vremea aceea scepticismul filozofic era la modă. Era la modă să te îndoiești de tot ceea ce se spunea. Dacă venea un filozof și îți prezenta un sistem de gândire, datoria ta era să pui întrebări și să nu te arunci să crezi orice. Din cauza asta, când Domnul Iisus Hristos a venit înaintea lui și a spus, uite, voi veni în împărăția Tatălui meu, pe norii cerului, Pilat a zis, stai puțin, nu te grăbi, nimeni n-are adevărul, nici măcar tu, spui că nu, împărăția ta nu-i din lumea aceasta, haide să fim serioși, nici măcar tu. Fiecare are o parte de adevăr, și tu, și eu, și în momentul acela Domnul Iisus Hristos se oprește, nu-i mai spune nimic, pentru că intervine o altă temă. Și tema reală este, eu sunt adevărul. Domnul Iisus Hristos vorbise despre sine. Eu sunt adevărul. Acum, în încheiere, vreau să vă întreb acest lucru și mă opresc. Oamenii spun, eu n-am tot adevărul, tu n-ai tot adevărul, celălalt n-are tot adevărul. Față în față cu această situație, răspunsul Domnului Iisus Hristos este acesta. Eu sunt adevărul. Întrebarea mea este, de ce a răspuns Iisus așa? Care e de fapt răspunsul la problema asta? Eu am doar o parte din adevăr. Tu ai doar o parte din adevăr. Care era răspunsul la această problemă? Poftim? Adevărul e o persoană, așa cum spui. Și dacă e o persoană, ce? Poftim? Asta e ideea. Frații mei, Mântuitorul îi spune așa, oameni buni, adevărul nu e așa să-l împarți. Tu jumate, eu jumate, ălalt jumate. Adevărul sunt eu, ori mai pe mine, ori n-ai nimic. Ori ai adevărul, ori n-ai nimic, pentru că adevărul este o persoană. Ideea cum că unul are o parte, celălalt are o parte, adevăr parțial, adevăr subiectiv, adevăr neobiectiv, adevăr paradoxal, toate lucrurile acestea sunt nule în fața unei singure idei. Iisus Hristos, persoana Lui, e adevărul. Ori îl ai, ori nu îl ai. Să nu vă fie rușine să vorbiți despre adevărul înalt și frumos pe care vi l-a dat Iisus Hristos. Amin.
În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă invit să închidem meditația din această seară cu imnul Luminae Hristos, 289. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți aducem închinarea noastră, îți aducem inimile noastre, venim înaintea ta cu credința noastră slabă, venim înaintea ta cu neputința noastră, venim înaintea ta cu înfrângerile noastre în reprezentarea caracterului tău și te rugăm să ne ierți, Părinte. Te rugăm să vindeci neputința noastră, ajută-ne credinței noastre. Dă-ne, Doamne, putere să te reprezentăm, să te slujim și să credem în adevărul Tău, să credem în tot adevărul Tău. Părinte bun, deschide ochii noștri să înțelegem vremurile care le trăim. Ajută-ne să prețuim cu adevărat timpul de har, timpul în care să te lăsăm să lucrezi prin noi spre salvarea multora. Amin. Te rog, Părinte, în această seară să fii cu fiecare suflet în acest loc.
răsculește inima noastră, răsculește sufletul nostru. Dă-ne putere să ne pocăim. Dă-ne putere să acceptăm iertarea Ta. Dă-ne putere să credem cu toată puterea noastră în dragostea Ta. Îți mulțumim, Părinte, pentru jertfa Fiului Tău. Ajută-ne ca să fim iertați și să fim mântuiți. Rămâi cu noi. În numele Lui Iisus Hristos Te-a rugat. Amin. Amin.